echipa nu are continuitate, nu respectă același plan care a dus la marcarea golului. Aici un fault cap de galben. Și e roșu. Oh, roșu. E roșu. E roșu. Să ne aducem aminte că primul cartonaș galben este totuși discutabil. Ed Juma rămâne pe, la vestiare, sau mă rog, se duce în tribună, nu știu ce alege. A fost un fault pe care nu și l-a putut refuza. Trăcase bine rață. Știe și că va meciul, la al doilea galben. Și fii atent că meciul viitor este la Craiova, la Universitatea Craiova, FCSB. Nu va juca, nu va juca în bănie. Da, soții nu avea adversari. Încă un banul înalt, acolo sare Nemeț. Încercare de șut a lui Dropa. Panică și iată-l pe Nemeț. Ei, acolo este o intervenție care duce la penalti cu 25 de secunde înainte de final. O intervenție greșită. Nemeț scoate un 11 metri. Să vedem cine a faultat. A fost o intervenție total neglijentă. Radunovici. Alunecă Radunovici. Da, alunecă Radunovici. Ia, el este cel care vine, da. El este cel care îl culcă pe Nemeț. Știu că e complicată faza. Da, e... E penalti. E penalti. Penalti, indiscutabil. Cu 25 de secunde înainte de final. Specialistul paradelor din asemenea situație este Mihai Popa, dar tensiunea este la cealaltă poartă, acolo unde Târnovan cam are obiceiul să se arunce mai devreme decât ar trebui. Cel puțin așa am constatat la ultimele lovituri de la 11 metri, pe care a încercat să le pareze și n-a reușit. Nemeț a înscris și în mai la cel 2-2, se pregătește să o facă și acum ca să scoată remiza. Târnovan încercând să acopere poarta. Se aude fluierul. Târnovan cu ambele picioare pe linia porții. Pleacă Nemeț și înscrie 1-1 la ultima fază. 1-1 la ultima fază. FCSB rămâne cu o singură victorie în 8 etape, iar calificarea în play-off este tot mai departe, tot mai iluzorie și cred că ar putea deja să renunțe la acest obiectiv, măcar să evite retrogradare și să se concentreze pe Europa. Nu nimic, continuă să vină atacanți. Da, vin atacanți, da. Pe salarii mari. Și hai să vedem declarațiile de după meci. S-ar putea să fie o noapte grea asta la echipa bucureșteană. Oare Reghe că avea angajament? E bine? Unde e? Da, el e vine bine, așa peste noapte, știi? E bine. E în final Orientul, de meci. Orientul continentului. Da, final de meci. FCSB rămâne cu o victorie în acest campionat după 8 partide și ai spus foarte corect, prima grijă este să se gândească nici măcar la play-off, ci cum face să rămână în ligă. Bârsana și... era corect. N-a avut. Da, am avut nicio problemă. Știi că ți-am zis, primit 85-86. Acolo e. Hai să așteptăm că se întâmplă lucruri. Am mai văzut finalul acesta și în luna mai. Da. Acum, ca să fim corecți totuși, și cu Dică, FCSB a avut un ghinion imens. A avut o mulțime de ocazii. Să ne aducem aminte de ratarea lui Radastavescu la 1-0, când puștul trage bine, dar scoate Mihai Popa. Barele, loviturile de cap, bara, loviturile de cap ale lui Companiu, care a trecut toate la câteva degete peste transversală. Și la această ultimă fază, Radunovici, care alunecă și...
produce acest penalti. Efectiv, nu mai știu ce să fac jucătorii CSB-ului cu această serie interminabilă de remise. Costin Mocanu și Emil Grădinescu vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu bine, rămâneți sănătoși!